Este bună dimineața. Rețeta mea de astăzi este extrem de ușoară și cred că este pe placul tuturor gospodinelor. Și anume este vorba despre sărățele și fondue. Fondue, o combinație excelentă, mai ales într-o zi de sărbătoare. Aveți nevoie pentru aluat de 500 de grame de făină pe care o amestecați cu un praf de copt, 3 gălbenușuri de ou, sigur că da, 200 de grame de brânză telemea și 200 de grame de parmezan. Sigur că da, trebuie răzuite pe răzătoarea foarte, foarte fină. Mai aveți nevoie de 2-3 linguri de lapte la toată această compoziție, dar că nu aveți lapte, le puteți înlocui cu succes cu apă. Mai aveți nevoie, pentru că vreau să le dau o tentă mediteraneană, nu-i așa? Este foarte cald afară și acestea trebuie să fie foarte parfumate, nu-i așa, Flavia? Și ieșind din acel obișnuit sărățele sau saleuri, cum vreți să le spuneți, care sunt presărate cu, știu eu, cu diferite semințe, de data aceasta rozmarinul și busuiocul își vor face datoria cu succes. Mai adaug și un pic de oregano, pentru că vreau, așa cum am spus, să le dau o tentă mediteraneană. Și pentru că după ce le coc, nu vreau să le servez singure, că ar fi totuși un preparat destul de banal, am hotărât să prepar un fondue. Aveți nevoie pentru fondue de lapte, două tipuri de brânzeturi, gruyère, este o brânză cu un gust intens, dar și gouda. Un pic de smântână și, bineînțeles, multă dragoste, ca de obicei. Vlăduț a pregătit niște saleuri, să le spunem așa, sărățele. Și a pus și un sos așa. Un fondue din două tipuri de brânzeturi, gruyère și gouda, da? Pe suport de smântână dulce și lapte. Da. De fapt, am preparat un sos alb, ușor de tot aromatizat. Am adăugat și un pic de șofran sau safran. Bineînțeles, asta era. Înainte de a se savura preparatul, trebuie lăsată crenguța de rozmarin puțin în fondiul de brânză. În felul acesta fiind călduț, se va aromatiza foarte bine, iar saleurile vor fi mult mai savuroase atunci când sunt consumate. Sigur nu, da. Sunt la dietă, îmi cer scuze, sunt la dietă. Chiar am vrut să spun, you look very thin. Mulțumesc. Flavia nu e la dietă, uite, îi dau și la pachet. Dar cu siguranță colegii mei nu sunt la dietă. Tata! Mai aveți la un plăcut? Salut! Alba, voi nu sunteți la un etaj mai sus? Ba da! Bună! Bună dimineața! Voi începeți de la 11, nu? Da, am auzit gălăgie aici! Uite-l, chiar el trăie!